Da, domnul primar Ivănuc Alexandru a ridicat ștacheta sus. Am dat încrederea că Paul se va înălța la așteptările, deci s-a dus ștacheta chiar mai sus. Iar la sfârșit de mandat, cum spunea domnul general Roman, înainte de că ai grijă, Paul, ce promiți, că peste 4 ani vin să văd dacă te țină de promisiune. Eu zic că nu numai că se va ține de promisiune, va face și în plus lucruri în plus față de ceea ce a promis, astfel că să ne batem cu domnii de la județ, noi să-l ținem aici în continuare primar, dumneavoastră să-l luați la Consiliul Județean sau mai sus, în Parlament. Da, mulțumesc! Stimate domnule general, cu ce ocazie la investirea primarului doctor Ivănuc Paul? Trei motive. Unul, că Paul Ivănuc e un om fain. Al doilea motiv este faptul că ne cunoaștem de ceva vreme și am descoperit în el un om care ține foarte mult la ceea ce înseamnă rădăcină. Adică memoria tatălui lui este cinstită prin ceea ce face el. Al doilea lucru, am descoperit în el un tânăr, și a spus-o cred că și în discurs, cred, care nu promite ceea ce nu poate face. Și al treilea lucru, și asta mă leagă foarte mult, este un tânăr care nu că ține cont de sfaturi, ci caută oamenii cu experiență, întrebându-i ce ar face ei dacă ar fi în locul lui. Și aici am să dau un exemplu, am avut o discuție cu el despre legătura cu domnul inginer Lungu. Și îmi spunea că au discutat la o cafea și că intenția lui este să ducă dialogul mult mai departe. Și asta pe mine m-a impresionat, pentru că a fi primar într-o comună, trebuie să gândești ca un preot, ca un om de afaceri și ca un tată de familie, ca un preot. Pentru că dacă își pierd credința în tine, n-ai făcut nimic. Ca un om de afaceri, pentru că dacă nu aduci bani și nu faci proiecte, viața oamenilor nu crește. Și ca un părinte, de fiecare dată, și în relația cu cetățenii, cine e de lăudat să fie lăudat și cine e de criticat să fie criticat. Eu am câștigat venind aici la Trifești, văzând și ceremonialul de depunere a jurământului, dar și vorbele frumoase spuse atât de primarul Paul Ivănucă, cât și de cei care au fost prezenți aici ca oficialități și ca oameni din sat. Îl veți întreba când vă veți întâlni pe viitor, mi-a ascultat sfaturile mele cu privire? Nu știu dacă ar trebui să am eu îndrăzneala să fac treaba asta, dar speranța mea este că are ținere de minte. Și doi, dacă nu are ținere de minte, măcar să aibă modestia să spună, cred că m-am pripit când am spus prea multe și am făcut prea puțin. Dar sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Domnule general, vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte adresate. Cu mare drag, succes primarului! Stimate domnule părinte, nu v-am văzut ca parohii sau să aveți o parohie în comuna Trifești și totuși ați ținut să veniți la investirea medicului Paul Ivănuc în funcția de primar. Cu ce ocazie? În primul rând, sunt un prieten de familie cu familia domnului primar și am dorit să asist la acest moment pentru că pentru comunitatea Trifești este o filă de istorie astăzi. Pentru că, iată, după mandatul tatălui domnului primar, domnul Alexandru Ivănucă, de aproape 4 mandate, dacă nu mă înșel eu, astăzi soarta comunității se așează în mâinile fiului domnului Alexandru, adică domnului primar dr. Ivănucă Paul, care a știut să culeagă din viața tatălui său lucruri importante și eu nădăjduiesc că, așa cum îl cunosc destul de bine, va face onoare cinste aceste comunități. Am fost impresionat de comunitatea Trifești. Eu sunt din Bercești deloc. Și am fost impresionat de oamenii din Trifești, de ce s-au realizat în această comună și, într-adevăr, arată că au și o comună, într-adevăr, modernă și cât mai repede european. De aceea am dorit să fiu alături de domn primar, să aducem și o rugăciune, o binecuvântare la început de mandat, că fără Dumnezeu nimic nu se poate face. Domnul părinte, mulțumesc pentru cuvinte frumoase adresate noul primar și sper că această tradiție de legături cu familia va continua. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu și un mandat cu binecuvântări pentru domn primar Ivănuc. Doamne ajută!
Stimate domnule director, sunteți unul din apreciații inginer agronom, nu numai din județ și din țară. Ferma dumneavoastră s-a transformat într-o vedetă. Vin oaspeți din țară, din străinătate, să vă viziteze. De ce? Fiindcă au ce învăța. Țin minte că la o vizită a unei importante delegații făcea parte și regretatul profesor Vasilică, o somitate în domeniu, care spunea că dumneavoastră l-ați contrazis într-un curs și ați demonstrat o altă tehnologie de plantare ca să dea rezultate mai bune și pentru asta el își va modifica cursul. Ce mai vreți mai mult decât acest lucru? Un alt inginer, nu rețin județul, spunea că a venit la ferma dumneavoastră la izvor de cunoștință. Însă eu v-aș spune simplu, vorba poetul, sunteți un cuib de înțelepciune. Ce sperați prin investirea în funcție a medicului Paul Ivănucă, ca primar al comunii Trifești? Oare vă va ajuta într-o durere mai mare, ca să spun și o rugăminte, de asfaltarea drumului până la fermă? Și mă gândesc, filmam odată 4 autocare care se îndreptau spre dumneavoastră, cum se cheamă, indicații de la județ să laude cu ferma dumneavoastră. Însă autocarele lor, mă uitam de pe deal de la dumneavoastră, parcă erau niște corăbii, adică ocoleau găurile. Ori nu-i normal ca o vedetă să primească, mă rog, oaspeții pe un astfel de drum. Și să nu uităm că de la dumneavoastră spre Roșcani e pământ, pur și simplu. Aș vrea să vă spun că acest drum, în 1964, pe timpul lui Gheorghe Gheorghe Udej, că trebuia să vină în control Nicolae Ceaușescu, care era secretar cu probleme de agricultură, au găsit fonduri necesare să betoneze până la fermă. Ei, acum suntem în 2024, sunt urme de drum de atunci, ocolii de autocare care vin la dumneavoastră. Și mă gândesc că nu e normal, mai ales că dumneavoastră primiți oameni la lucru de la Roșcani. Ori închipuiți-vă, pe vreme nefavorabile, cam cum merg oamenii aceia la muncă. Și de aceea cred că veți primi un sprijin, nu numai din partea domnului primar, ci și din partea domnului președinte Alexe, care îl văd un om energic. L-am filmat. Ba la Trifești spre Vladumira se intereseze de această lucrare, ba la Bivolari spre Spineni se intereseze, ba la manifestări culturale. Un om energic, n-are astâmpări, cum să zice, vrea să fie mereu în mijlocul obiectivelor județului. Cum comentați? Să luăm cu începutul. Am participat la festivitatea de investire a noului primar, Paul Nicolae Ivănucă, și a Consiliului Local, un moment deosebit de emoționant și prin faptul că Paul Nicolae Ivănucă preia mandatul de primar după ce și-a pierdut tatăl, care a fost primar o perioadă lungă de timp, și în decursul mandatelor pe care le-a avut Sandu Ivănucă, a realizat lucruri deosebite în comuna Trifești și probabil mai sunt încă proiecte și cu siguranță știu că mai sunt proiecte pentru dezvoltarea comunei. Deși nu era investit Paul Nicolae Ivănucă, acum o lună, două în urmă, am avut primele discuții colegiale, pentru că îmi desfășor activitatea și pe raza comunei Trifești, de planuri pentru investiții, pentru modernizări, în continuare. Și chiar dumnealui a ridicat problema și a spus că după ce va fi investit,
va apela la Consiliul Județean, va promova proiecte pentru modernizarea drumurilor comunale și pentru cei 2 km de drum comunal care duc de la drumul național 24C către Roșcani și la mijlocul distanței fiind și sediul fermelor pe care le administrez și le conduc. Avem garanția că vom primi un sprijin important de la domnul președinte Costel Alexe, care ne-a sprijinit și până acum și sperăm să găsească resursele financiare necesare pentru ca vizitatorii, dar mai ales turiștii care vin la hotelul pe care îl modernizăm și probabil în următoarele 6 luni vom redeschide circuitul turistic, enoturistic, agroturistic, pentru că avem alături de hotelul cu 27 de camere, crama și tot ce înseamnă parc logistic cu mini-parc zoo, cu curți construcții, utilaje, iazuri cu pescuit, spații verzi pentru joacă la copii și vom mai dezvolta și alte activități, dar impedimentul principal rămâne drumul de acces. Totdeauna șoferii sau patronii șoferilor reproșează că trebuie să meargă cu 10 la oră pe drumul de 2 km de la asfalt și până în fermă. Sperăm că Paul Ivănucă, doctorul Paul Ivănucă, cu tinerețea, având o sprijinul familiei și a Consiliului Județean, să realizeze lucruri deosebite în Comuna Trifești, pentru cetățenii Comunei Trifești și pentru oamenii de afaceri care desfășoară activități economice și au ca obiect principal recrutarea forței de muncă din aceeași zonă. Pentru că nimănui și nici mie nu-mi convine să aduc forță de muncă de la 20, 30 sau 50 de kilometri, când putem promova locurile de muncă, putem recalifica persoane, să le instruim să lucreze pe instalații moderne, pe tractoare moderne și astfel să fie o foarte bună cooperare între Primăria Trifești, Consiliul Local Trifești și grupul de firme Domeniile Lungu. Așa să vă spun că în Comuna Trifești sunt două obiective importante. E vorba de Casa Negruții, obiectiv turistic, pe care tot dumneavoastră vă ocupați îngrijirea lui și de administrare. Și al doilea, Domeniile Inginerului Lungu, faimoasele domenii cu care se laudă județul. Ei, dacă se laudă județul, cred că se vor lăuda și că vor asfalta acest drum. Spre bucuria noastră, îl văd înțelept pe domnul președinte Alexi și cred că vor găsi fondurile necesare pentru acest drum. Vă mulțumesc pentru acest interviu și sper că dorința dumneavoastră de ați ani se va realiza prin numirea în funcție a medicului Paul Ivănucă ca primar al Comunei Trifești. Mulțumesc!